de dragoste nu e. Irezistibil și la aproape 65 de ani. Acesta este Gheorghe Gheorghiu, care va rămâne pentru întotdeauna în sufletele românilor cu șlagărul Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Și pentru că în această perioadă toate drumurile duc la mare, l-am regăsit pe romanticul trubadur la malul Mării Negre, în timp ce scurta cu privirea albastrului infinit. Iată că ne întâlnim din nou la mare. De fiecare dată numai la mare. Adevărul că sunt pe drumuri mereu și câteodată mă simt așa un pic încurcat. Dar uite că până la urmă ne-am întâlnit, ceea ce nu e foarte rău. Dacă dragoste nu mai e, hai să o dăm în petrecere. Amintirile îl copleșesc pe Gigi Gheorghiu, care și-a lăsat de multe ori amprenta de seducător în inimile atâtor și atâtor domnișoare. E sincer și recunoaște că dacă n-ar fi dat lovitura cu hitul său, poate și suspinele ar fi fost mai rare. Dar ce să faci? Norocul a fost de partea lui. Câte nebunii s-au întâmplat aici la mare. S-au întâmplat, m-am îndrăgostit de foarte multe ori. Da, recunosc. Ne pupăm, ne îmbrățișăm, cântăm, dansăm, ne facem vacanța frumoasă. Dacă nu cânt unde dragoste nu e, parcă n-am trecut pe aici. Asta e cântecul de bază, e ca un fel de imn al dumneavoastră. Da, imn al drăgostiților. Eu zic că l-am nimerit. E foarte greu să nimerești un cântec care să dureze așa în timp. Această poveste a început acum 20 și ceva de ani. Acum recunosc că mai fură lumea, am furat și eu. Ideea, Victor Socaciu, colegul meu, se semna la autografe, scria, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Eu am văzut chestia asta, mi-a plăcut. Este un cânt, unul din cele 14 cânturi ale Apostolului Pavel din Biblie. Și mi-a plăcut ideea și am dezvoltat refrenul. Nu mi-a și absolut nimic, de vreo 3 ani de zile stăteam, am scris chestia asta, era într-un caiet, am mai stat vreo 2 ani în caiet, acolo la dospit. Și după 2 ani de zile l-am, nu știu, am luat chitară într-o dimineață, mie în general dimineața îmi place să de vreme, pe la 6, așa, nu știu, m-am trezit, am luat caietul, chitara și a ieșit cântecul ăsta în vreo 10 minute. Am apărut cu el la televizor. E, din clipa aia, mi s-a schimbat viața. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e. Nici soare nu-i, nici viață nu-i. Iar eu mă simt al nimănui. Mă căutau ăștia în fiecare minut, în fiecare secundă, de la radio, de la postul de televiziune, de la radio, de colo, de colo, să vin să cânt chestia asta. Deci făcea unul o conservă, cânta unde dragoste nu e. Băga fierul în priză, cânta unde dragoste nu e. Aprindea aragazul unde dragoste nu e. Toate erau cu unde dragoste nu e. Și de atunci mi s-a schimbat total viața. În bine. Cum altfel? Dacă e vorba despre dragoste, n-are cum să... Dragoste nu e chiar un mare necaz. Ce înseamnă pentru dumneavoastră dragostea? Înseamnă absolut tot. Când nu va mai fi iubire, nu va mai fi nimic, cred. Și dacă ar fi mai multă iubire, toate lucrurile s-ar îmbunătăți. Ar fi mult mai... viața mult mai ușoară și mai simplă. Sunt mai multe variante. Dacă dragoste nu e, facem. Așa. Dacă dragoste nu e, nici cheltuieli prea mari nu sunt. Dacă dragoste nu e, se poate și fără. Se poate și fără? Se mai poate și fără, da. Asta e precum aia. Zice, domnișoară, credeți în dragoste la prima vedere sau mai trec o dată? Să n-ai nicio grijă, trăiești liniștit, te îndrăgostești în fiecare zi, la fiecare pas. Interesant. Acum, când anii tinereții au zburat precum pescărușii în văzduh, Gigi Gheorghiu își găsește liniștea în fața unei cupe de vin. Ar fi anumite lucruri pe care le-ați schimbat, dacă ați putea? Da. Aș vrea să mai fiu ca la 15 ani, când n-aveam absolut nimic. N-aveam casă, nu plăteam chirie, nu plăteam impozite, nu plăteam taxe. Nu plăteam nimic. Ce frumos era. Cum ajung în țară, cum toate pe mine. Chiar am avut o viață frumoasă și am fost norocos. Foarte, foarte bun. Atât de mult contează și norocul în viață. Un vin bun, un dans, un muzică.
Șprițul e șpriț. Șprițul e șpriț, asta nu... Totul până la șpriț. Păi, atâta timp cât rezistăm pe suprafață, trebuie să ne facem viața frumoasă. Un șpriț chiar te bine dispune, un șpriț cu prietenii. Cum trebuie să se desfășoare un șpriț corect? Șprițul e șpriț. Lung de vară, așa la o vorbă. Îmi plac și fetele. Cum trebuie să arate o fată pe placul dumneavoastră? Păi să arate. Depinde ce are de arătat, eu știu. Ce trebuie să arate atunci? Trebuie să arate... Trebuie să fie o persoană agreabilă, să te bine dispună și invers, bineînțeles. Să ai despre ce să mai vorbești. Inocentă, discretă. Discretă, da, ai zis bine. Inocentă, poate să fie și inocentă, de ce nu? De ce nu? Da, că și eu sunt la fel. Eu câteodată sunt prea inocent. Vi s-a spus treaba asta vreodată? Ca să fii prea inocent? Țin minte că a fost un interviu cu Anca Țurcașiu și mi-a zis că eram prea copil, așa. Eu în sinea mea așa i-am mulțumit. A zis frumos, a vorbit frumos despre mine. A vorbit frumos foarte despre frumos. Dumneavoastră. Dar știți ce a mai spus, nu? Ce a mai spus? Vreți să vă spun ce da. A mai spus? Da, spune-mi. Că la un moment dat i-ați propus să mai veniți cu încă o fată. Nu. Voi doi fiind împreună, așa, privim și noi cu umor după atâția ani. Nu. N-a fost așa. Deci, n-avea cum să fie așa. Nu. Între noi se întâmplase ruptura. Dar să-mi permit să zic, știi, haide să mai vin cu o fată, să fim cu trei. Nu, așa ceva n-am spus. Nu. Dacă așa a spus ea, cred că a greșit. M-am trezit într-o zi în care el m-a anunțat că vine cu o domnișoară la mare, împreună cu mine și trebuia să accepte asta. Gestionez eu situația. Și am spus, eu nu pot să mai continui această poveste. Păi, în trei sau cum? Cred că nu înțelesese întrebarea. Întrebarea a fost altfel pusă, nu? Da, probabil. Nu cunosc, nu. Eu nu mi-amintesc. Și chiar nu fac de-astea, nu sunt... Nu sarcalul. Nu sunteți de părere că dragostea se face în minim 2 ani? Bine, nu neapărat. Unii au și alte gusturi. Eu sunt foarte emotiv. N-am avut faze de-astea să mă duc să mă dau Gigi Gheorgheu. Mă duc așa, îmi umflu pieptul și zic că eu sunt Gigi Gheorgheu, nu caz pe spate, am un romantic. Și așa am să rămân. Îmi place să fiu romantic și îmi place să... Nu știu. Să cochetez cu vârsta, cu... Nu consider că s-a terminat viața sau... Odată cu trecerea timpului, trebuie să ne copilărim până la capăt. Ați suferit vreodată din dragoste? Astea cu suferitul din dragoste, când eram mai mic. După care mi-am dat seama foarte clar și concret despre ce e vorba și mi-am revenit pe loc. N-are sens. Să suferi din dragoste. Da, știi cum e, nu te întreabă. Eu nu mai sufer din dragoste. M-am operat. Eu le las să se chinuie. Că toate sunt deștepte, toate. Și nu se chinuie. O să reformulez întrebarea. Ele mai suferă din dragoste? Nu cred. În ceea ce mă privește? Nu. N-au de ce să sufere. Nu, pentru cine? Și de ce? Că sunteți întreg. M-am tratat, m-am operat. Cum credeți că se tratează acest lucru? Cu indiferență. Da? Maximă. Ce-o zice lumea despre mine? Dar ce poate câmpi Gheorghiu ăla? Dacă nici Gheorghiu nu-și permite să vorbească despre dragoste, atunci cine? Eu am scris imnul drăgostiților.
Eu sunt mulțumit. Unus cu toate alifiile, solistul joacă pe cartea modestiei când vine vorba despre jocurile seducției. Cum cucerește Gigi Gheorghiu o femeie? Ce tactică aveți? Nu cucerește și n-am nicio tactică. Nu știu, se întâmplă firesc, pur și simplu, și ne cucerim unul pe altul. Un contact vizual, o, nu știu, o acceptare. Altfel n-am cum să mă duc, să mă învârt pe acolo prin jur, pe undeva și să-i fac cu ochiul sau cu mâna. E nasol. Tot timid ați rămas după atâția ani? Da, da. O chestie pe care i-am transmis-o și Andrei, fiica mea, și e foarte emotivă. Îmi pare atât de rău că a luat chestia asta de la mine. Tot așa e în băncuța ei acolo, nu... Abia a plecat, acum 3 zile, a ajuns la San Francisco, a călătorit foarte bine, a ajuns la aeroport, a luat o prietenă și s-a dus direct într-o mare petrecere la San Francisco. Cu cine să semene? Ce bine, cu cine să semene, da. Ca orice părinte, încearcă să-i dea sfaturi corecte fiicei sale. Poate părea de domeniul fantasticului, dar fata, deși are 30 de ani, l-a ascultat, iar acum chiar îi merge tare bine. Nunta nu se va mai ține, pentru că s-a gândit ea bine că ar trebui să mai copilărească puțin. A luat ceva din apucăturile mele. Ceea ce nu e foarte rău. Viața e cu urcușuri, cu coborâșuri. S-a gândit ea că e prea gelos și că va fi mai greu mai târziu. E bine că a analizat problema asta, pentru că este o problemă destul de gravă. Când ai un partener gelos, chiar super gelos, nu e bine deloc. Și iubirea asta și dragoste. Bine, e probabil gelos din dragoste, nu știu, dar asta îți mănâncă ficații și sufletul. N-are sens. Ce a sfătuit-o să facă? Să facă ce simte. I-am spus că nu e bine. Dacă e foarte gelos, o să aibă probleme mereu. Și atunci s-a gândit ea ce s-a gândit și a hotărât singură. Nu am împins-o nimeni de la spate. Sau, a zis, tata, mai stau. Nu mă grăbește nimeni. Am timp. Împlinește 30 pe 11 octombrie. 30 de ani. Nici nu vine să cred. Ați avut o parteneră geloasă? Ale mele toate au fost Jeanne d'Arc, luptătoare revoluționare, toate. N-am avut și o fată, cum se cade, să fie și ea drăguță. Poate că aveam și motive, nu? Nu. Nu? Nu. De ce să ai incredibil. Ce este de incredibil? Femeile sunt foarte geloase și posesive. E greu. E greu când ai un partener posesiv și foarte gelos, trece viața pe lângă tine. Sunt ăștia și fete de-astea de că ștergi contul de Facebook, cine să ia, cine să ia, ai dat like acolo, ai fost, aoleu. N-ați tolerat niciodată așa ceva? Nu le suport, nu. Pentru ce? Dar de ce să mă chinui? Nu-mi trebuie. Fapt pentru care sunt așa de bine, nici nu știu dacă aș mai fi capabil să am o viață așa în doi. E foarte complicat. Unii sărbătoresc bine, nici eu nu sunt întreg. V-ați obișnuit să stați singur? Da, m-am obișnuit și îmi place. Pentru că sunt plecat mereu, deci nu, și n-ai cum să împarți viața cu cineva atâta timp cât ești pe drumuri. Și din punct de vedere financiar, totul e la dublu. Sunt pretențioase femeile din punct de vedere financiar? Dai seama. Pe unde bântui eu, prin toată lumea, prin America, Canada și peste tot unde mă duc, sunt niște magazine fantastice. Îți dai seama că n-aș reuși să mai fac față. Sunteți pasionat de shopping? Eu da. Dacă întrebi niște doamne cum e la shopping cu soțul, are răbdare, n-are răbdare, zice nu, eu vreau să merg la shopping cu Gigi, cu Gheorghiu. E mai rău ca ele. Iau la mână tot ce găsesc.
Îmi place să stau prin magazine. La mine modă înseamnă să vină bine pe mine și să arate într-un fel. Că degeaba e modă și stă pe tine ca pe gard. N-are niciun sens, îți faci un deserviciu. Eu nu le înțeleg pe unele fete în general, care se îmbracă, asta e ultima modă. Frate, dar nu stă bine deloc, ești vai de capul tău. Ai de cap, supărare mare. Cum ar trebui să arate o fată îmbrăcată cu bun gust? Ieftin și cu gust. Asta cu buzele mă zăpăcește de cap. Le văd pe fetele astea cu buzoaiele alea așa. Doamne, și dar ele nu se văd, dar băieții cu care umblă ei nu văd că e ceva neregulă? Ostentativ, vulgar, mare. Pentru ce? Bine. Uneori nu strică buzele mare așa. Asta voiam să vă întreb, la ce vă gândiți? Nu pot să spun chiar la ce mă gândesc, dar mă gândesc. Nu puteți să fiți transparent. Sunt și eu om. Gigi Gheorghiu are și câteva trucuri despre întreținerea corporală. Folosesc un șampon din Ardei. Ardei stimulează este creșterea părului. Este mexican. Da, stimulează și creșterea părului și mai am niște... De-astea, condition pentru mai speciale. Pentru și... hidratare, probabil. Exact, da. Și dacă începeam să fac chestia asta mult mai de mult, era foarte bine. Dacă sfatul meu este să îți îngrijești părul dacă vrei să-l ai. Dacă... Și mi-a fost și greu, că am avut părul lung mereu. Deci niciodată n-am avut părul scurt. De când de la 20 de ani am fost numai cu părul lung. De nervi. Că mă tundeau cu breton aici, chel, și un breton aici, scurt, în față. Și am zis, Doamne, când plec eu de acasă să vezi ce, mă las părul lung toată viața, nu mă mai tund. L-am mai scurtat oricum. Era mult mai lung. Este mai franțuzești așa. Așa un pic mai scurt. Poate ar merge și mai scurt. Cu kilogramele cum stați? Nasol. Nasol. 100. 100 e mult. Ar trebui să am vreo 80 de kilograme, dar e greu. Tot încerc, dar nu mi se. De la ce nu vă puteți abține? Eu mă îngraș și dacă respir. Sau dacă beau apă. Deci mâncam seara, nu mai mănânc seara. Am început să nu mai mănânc seara, după ora 18. Și mănânc grapefruit, tacrișoare, ok. Și am început să dau jos așa, un kil, două, trei. Alte metode de slăbit mai aveți? Da, fum. Fuga de răspundere. Fuga de responsabilități. De responsabilități, da. Știi cum e. Ce bine e singur. Când am chef, zic vai de mine, de ce zic vai de noi? Mai bine vai de mine. Vă și place chestia asta? Îmi place enorm. Libertatea. Da, da, da. Să nu te întrebe nimeni de ce, cum, unde, da, când, da, iar, da, nu știu ce. Unde? Mă ia somnul unde mă aflu, unde mă nimeresc, acolo mă ia somnul. Nu trebuie să dau socoteală. Aoleu, să încep să mint. Știi că stai să vezi că s-a întâmplat, că stai un pic. E greu. Ați făcut chestia asta vreodată? Păi... Să ieșiți din anumite situații delicate. Păi ca să ieși din situații, din anumite situații, mai bagi în ele, că e normal să fie așa. Aia nu înseamnă că ai mințit sau că... Aia înseamnă că ai încercat să descurci. Adică să gestionezi o situație. Să gestionezi situația, da. În avantajul tău.